Bun, am revenit în direct, nu ne lungim cu introduceri, că avem foarte puțin timp la dispoziție, mă rog, Sanchi, foarte puțin, avem o oră să discutăm, invitații orei 22 sunt domnul Ovidiu Vanghele, jurnalist independent de investigații. Bună seara, mulțumesc. Domnul Vlad Gheorghe, europarlamentar independent, candidat la alegerile europarlamentare. Bună seara și mulțumesc de invitație. Eu vă mulțumesc, deci am pus independenții pe partea asta. Și domnul Adrian Cosma, vicepreședinte PNL și candidat PNL la Consiliul Județean Satu Mare. Bună seara, mulțumesc de invitație. Bună seara. Și tu să stiți un pic independent de PSD, din ce am auzit eu, că n-a mers acolo treaba. Da, la Satu Mare nu avem niciun fel de alianță cu PSD, niciun fel de înțelegere. PSD acolo a ales altă cale. Cei drept au și un lider nefrecventabil și asta ne-a luat soarta în mâini. Luptăm pentru Satu Mare, acolo trebuie să spargem o caracatiță. O caracatiță care de vreo 20 și ceva de ani este între actualul președinte al PSD și UDMR. Eu vin din județul unde este cea mai mică speranță de viață. Județul Satu Mare este județul cu cea mai mică speranță. Satu Mare e cea mai mică speranță de viață din România? Da. Dar de ce? Care e explicația? Explicația este, probabil una dintre explicații, este ratarea investițiilor în sănătate. Noi avem probleme serioase cu managementul Spitalului Județean Satu Mare, unde cel mai recent caz, 25 de milioane de euro pierduți, bani care trebuiau să vină să modernizeze spitalul, să se construiască un nou corp de clădire. Avem un președinte PSD care se... Eu am vrut să încep altfel partea a doua emisiunii, dar m-a făcut curios. Deci cine a ratat banii ăștia? Banii ăștia i-a ratat conducerea UDMR, Govor, președintele actual al PSD, care, așa? Pe lângă că are acest comportament față de sătmăreni, cea mai recentă ispravă a dânsului a fost un comportament de tip feudal în care a chemat vreo 13 medici la ordine. A chemat 13 medici la ordin la PSD să iasă cu ei într-o conferință de presă. Eu cred că i s-a făcut rău, că oamenii erau în timpul serviciului, nu de asta? Erau în timpul serviciului, pacienții așteptau pe la spital și el i-a chemat la ordin. Așa ceva n-ați mai văzut. Haideți că vorbim despre asta pe parcurs, dar rămăsesem dator încă din pauza de publicitate că subiectul anterior cu lipsa trotuarului dintre Vama Veche și 2 Mai a stârnit reacții aproape nervoase, dacă n-ar fi invitații mei atât de eleganți, aș spune nervoase în toată regula. Acum, sigur că noi n-avem pretenția ca politicienii să facă trotuarul, deși de multe ori, domnul Vanghele, mai fac și trotuarul politicienii, că vorba aia despre politică, da, se spun multe. Deci dumneavoastră erați foarte, cum să zic eu, elegant așa. Nu vi se părea pertinentă explicația unei birocrații stufoase în ceea ce privește scuza pentru absența trotuarului la un an distanță de la tragedia de la 2 mai? Doamne, mi se pare cam dus cinismul, noi, că nu noi doi, da, clasa asta politică a dus cinismul la un nivel din ăsta aproape abject, adică la limita tolerabilului, efectiv. Pentru că în momentul în care tu ai o situație de genul ăsta, măcar arată că în locul ăla te-ai asigurat cumva, în locul ăla în care s-a întâmplat nenorocirea asta, te-ai asigurat că nu se va mai întâmpla. Acolo povestea e foarte simplă. Eu merg acolo de 30 de ani, poate mai bine, și știu locul ăla întâmplător. Acolo e unitate militară. Uh-huh. Ca să faci orice acolo, e vorba că trebuie să-ți dea un moșteacă de la, nu știu, statul major, statul minor, nu știu, de la un stat de ăsta undeva, să-ți dea o hârtie să poți să dai gardul acestei mari unități militare, acest Deci noi am luat primăria, Consiliul Județean, Cnairu și acum ne spuneți că e și MAPN-ul un subiect? La bunul simț, da, pentru că toată zona aia de acolo este o zonă de protecție a acestei mari unități militare. Probabil că nu mai trage nimeni nici cu praștia acolo. Așa. În ultimii 30 ceva de ani. Asta e realitatea. Poate să mai întâmplă, nu știu, că nu sunt cu militari, da, nu mă pricep. Sunteți pacifist. Sunt ca un om, adică nu, sunt civil. Mă ocup cu civilia, ca să zic. Deci, acolo, asta trebuie, să mute gardul, această unitate militară. Deci, fără militară, să mute gardul, nu poți să treacă... Nu, păi n-ai cum, că ai gardul și e stradă. E gardul și sunt... Nu știu. Da, că mai e un pic, nu... Păi, eu l-aș muta. Cred că am putea să mergem amândoi să-l mutăm, dar dacă nu avem țidură de aia, ne duce unde ne duce. Că noi suntem în statul ăsta. Astăzi am venit de la Câmpina, în momentul ăsta, acum, când am venit pe DN1. E plin de alea cu generalul Ciucă, domn. Generalul Ciucă. Generalul rezervă. Da. Un ostaș pentru România.
Dar domnul Vanghele, înainte de asta, vă rog să clarificăm, să nu lăsăm asta cu gardul chiar așa de spate de pește. Vă rog. O cerut cineva chestia nu asta? Nu știu, nu știu. Ce să ceară domnul Cosma? Păi nu, dar important de știu. Cred că părinții copiilor morți au zis că poate așa ar fi de evitat tragedii viitoare să facem o... Toată lumea a sesizat că acolo e o problemă reală. Și noi, noi dădeam titlul cu drumul morții, dar nu trecut până când s-a plâns la CNA primarul de acolo, că domne... Avem zeci de kilometri de drum județean, mai eu spun unde cunosc, dar da, e o problemă în toată România. Noi nu avem trotuare în România. Pe lângă drumurile județene, noi nu avem trotuare. Ce să mai vorbesc de piste de biciclete? Noi nu avem trotuare de la, la satul mare până la limita cu Marea Mureșului, 5 de kilometri. Cred că sunt 3 kilometri de trotuare. În rest, nu sunt trotuare. Anual sunt morți. Bicicliști loviți, pietoni loviți, tocmai din astfel de probleme. Lipsa infrastructură. Nu avem trotuare. Nervii de care vorbea Răzvan Zamfir mai devreme la introducerea acestei teme în discuție, de aici veneau. Era o doamnă, discuția era despre acea zonă, da? De la ieșirea din 2 mai către Vama Veche, unde e această celebră unitate militară. Și doamna aia zicea, domne, dar e o situație foarte nasoală. Uite, Nicușor, ok, am înțeles, e în campanie, Nicușor Dan e la București și n-a făcut nu știu ce în 5.000 în Herăstrău. Asta da, era, adică s-a glosat foarte mult. Paralelă. Nu, a făcut toate paralelele posibile și imposibile. Totuși, acolo e o discuție despre niște oameni care au murit și măcar alți oameni să nu mai moară în locul ăla, dacă s-ar putea. Dacă măcar s-ar în locul putea. Trebuie să mergem la domnul europarlamentar, Vlad Gheorghe, dumneavoastră, că fiind europarlamentar, sunteți mai umblat așa și vreau să vă întreb dacă v-ați duce acolo și ați discutat cu colegii din Parlamentul European și le-ați spune, știți, noi avem o zonă, o stațiune turistică extrem de frecventată de tineri și nu doar de tineri până la urmă, că nu facem age shaming la Vama Ioți, și lumea mai și consumă că nu e interzis alcoolul și oamenii noaptea vor să se ducă la cazare, da? Și știți, acolo a fost o tragedie, au murit niște copii pe marginea drumului și șoferul drogat spune că și aia mergeau prost. Ce credeți că ar spune omologii dumneavoastră din Parlamentul European? Da, domnule, și la noi se întâmplă, chestiile astea sunt frecvente? Sau ar pune niște întrebări de, dar voi cum dracu ați intrat în Uniunea Europeană? Ei, cred că ar întreba în primul rând ce mai caută primarul acolo, ce mai caută șeful de Consiliu Județean și șeful de la drumuri. În primul rând, ea trebuia să zboare instant. Nu contează că ce autorizație au zic ei că au avut, că n-au avut, dacă n-au rezolvat problema și n-au rezolvat-o nici acum după tragedie. Și haideți să facem un pic de paralel, apropo de cine merge în Vama Veche. Păi am fost și eu de 1 mai în Vama Veche și, într-adevăr, nu sunt doar tineri, ci toți suntem în pericol dacă ne deplasăm pe drumul ăla. Apropo, acolo este o curbă, deci este extrem de periculos sectorul ăla de drum, unde s-a întâmplat nenorocirea. Este chiar un mini monument făcut cel mai probabil de părinții victimelor, unde am aprins și o lumânare și am dus o floare. Să știți că lumea merge acolo tocmai ca să aprindă o lumânare și să pună o floare. Deci pericolul este în continuare acolo, că ca să ajungi trebuie să o iei pe jos ca să ajungi în locul respectiv. Și acum dacă vorbim despre autorizație, acum am apucat autorizație. Ia stați un pic, că e de dezvoltat. Deci ca să ajungi să pui o lămânare în locul în care au murit tinerii ăștia, trebuie să treci din nou până experiența lor, punându-ți viața în pericol. Da. E pentru că este exact în acel sector de drum, repet, este în curbă și este periculos și numai așa poți să ajungi. Așa am făcut și eu, așa am luat-o și eu pe drum până acolo și așa o iau. Chiar așa nu cape acolo un ceva. Nu au schimbat absolut nimic, deci este exact ca în ziua respectivă și vorbeam mai devreme despre autorizații. MAN, rachete, Patriot, ce or fi alea pe acolo, alea de vrea să le ducă Iohannis sau să nu le ducă. Hai să ne aducem aminte că pe plajă construiesc, sapă plaja, știm cu toții, pe plaja asta nou făcută au fost niște încercări de construcție, un șantier uriaș pe care l-au oprit abia după ce au săpat toată plaja. Fără autorizații, fără nimic. Acolo nu era nevoie de hârtie la mână. Acolo nu i-a deranjat nimeni cu nimic. Deci să sape o plajă cât două terenuri de fotbal pe plajă, poți, la Mamaia, n-a fost niciun fel de problemă. Să faci trotuar? Numai după ce lumea s-a sesizat și după ce toată lumea a spus, mă, fraților, ce se întâmplă aici fără autorizații? Să faci un pic de trotuar acolo. Unde au murit deja oameni. Deci nu preventiv, post factum. Ei nu sunt în stare să facă la un an. Spuneți, domnul Vanghel. Mă întorc la nervii aia de care vorbeam mai devreme. Dom'le, puneți-vă tot timpul, nu știu, eu încerc să fac asta, nu știu dacă e neapărat bine, trăind în România, să puneți-vă în situația oamenilor ora care și-au pierdut copiii acolo. Oamenii și-au pierdut copiii, povestea morții copiilor lor este judecată de o... Nu știu cum să spun. Păi nu mai e judecată.
că a luat-o pe judecătoria de la Mangalia și a mutat-o la Constanța. La Constanța. Că judecătoria Constanța își permite o doamnă care uită așa cu privire încețoșată în camere și nu răspunde nimic la întrebări. Judecătoria Mangalia nu își permite. Hai să facem un exercițiu ăsta. Da. Întreabă-mă și eu tac așa 70 de secunde. Păi eu am avut toți curiozi. Ovidiu Vanghelie, i-am întrebat toți politicienii care au intrat pe telefon cu noi la momentul decizii. Și am spus, domnule, dacă un coleg de la alt partid ar fi avut reacția doamnei judecători, ce ați fi spus? Domnule, puneți-i fiola, faceți-i un test antidrog, nu știu ce, faceți ceva. Domnul Cosma, trebuie să vă întreb. Dumneavoastră, vă uitați la imaginile astea. Înțelegeți că doamna poate a avut emoții. Așa, s-a pierdut un pic în sala de judecată. Vedeți pe de altă parte cazul judecătoarei de la Suceava, care într-o stenogramă, dintr-o stenogramă, aflăm că făcuse rănaras, că trăgea cocaină nepreparată corespunzător. E suficient de târziu să folosim cuvinte grele, cum ar fi rană la nas. Da, sau așa. E, pe de altă parte, acum câteva zile i-au chemat la DNA pe Coldea pe motiv, Coldea și compania, desigur, pe motiv că că optimizau dosare. Deci, vezi, doamne, făceau acolo să fie bine, să așa. Cum fac ăștia cu sondajele, presupunerea mea, că și astea par optimizate. Că altfel cum dracu dăiți diferențele astea în sondaj. Au trimis la coșul de gunoi al istoriei sociologia. Deci vă dați seama. Mă rog, dumneavoastră aveți încredere în justiție? Am încredere pentru că? Știți, sunt situații și excepții, într-adevăr. Acum ce s-a întâmplat acolo la 2 mai și judecătoarea, modul în care s-a comportat, într-adevăr ridică serioase semne de întrebare. Dar să știți că sunt multe astfel de situații și e greu de conceput pentru că așa e sistemul nostru judiciar. De exemplu, în Germania poți să ajungi judecător după ce ai fost 20 de ani, cel puțin, avocat sau ai lucrat ca ofițer de urmărire penală sau așa. Sau ofițer serei, nu? La noi e mai complicat un pic, pentru că la 23 de ani să ajungi să judeci cazuri, totuși să împarți copii, să împarți averi, așa ajunge. Păi stați o secundă, că vârsta nu justifică niște atitudini dubioase. Atitudini dubioase? Că doamna aceasta, ailaltă, curând la nas, domne, păi ăștia nu erau niște copii. Mai avem o doamnă la Iași care înființa parchetul Uniunii Europene la Iași și a dat pe toți afară din instanță o zi întreagă. A dat pe toată lumea afară săptămâna trecută. Domnule, înființa parchetul european sau punea parchet și n-avea nevoie de oameni înăuntru? Acolo făcea parchet european și a scris în motivare de amânare pe toate dosarele la amânare. Care de făcut un parchet? Care de făcut parchet acolo la Iași, parchetul european? Este caz real. Deci este al treilea caz în 3 săptămâni de o persoană cu probleme evidente care intră în instanță și la Iași. E clar că avem o problemă. Și la interviu care se face la intrarea în magistratură și periodic, cred că ar trebui verificați anumiți judecători. Verificați care... la ce? Păi verificați la mansardă. Direct. A, deci puneți pe... Păi nu, dar stați puțin, că sunt situații... Pe cauze psihologice. La fel cum sunt, avem și niște cazuri deplasate a unor colegi parlamentari, văd pe unii că se comportă ciudat. Parlamentarismul nu e o profesie, e un mandat, te-a votat omul, poți să fii oricum, poți fii analfabet, te votează, pune ștampila la pe tine. Da, nu dai examen. Nu dai niciun examen. Tu legiferezi, sigur. E greu să conduci țara, dar să conduci instanța mi se pare și mai complicat. Acolo unde dai cu ciocanul și stabilești vinovății și stabilești cui să-i rămână copilul... Pedepse, nebunii, împărțeli, da. Departe, e clar că acolo nu ne putem juca cu asta și acolo trebuie să fie un control mult mai riguros. Și aici CSM-ul cred că are un rol esențial și ar trebui să-și exercite acest rol. Pe CSM-ul zic că nicio problemă. Da, ce se mai spune, ok să rămână în dosar, sigur, după așa transferat. Da. Vă rog, domnul. Inspecția judiciară este absolut varză și singurul lucru pe care îl face... Cine trebuia să rezolve chestia asta? Inspecția judiciară. Știți că vă face raport, că atentați la imaginea justiției. Mi-au mai făcut câteva rapoarte. Deci aveți istoric. Da, eu sunt recidivist la discuțiile cu inspecția judiciară. De la dosarul 10 august, de când au zis... Mai țineți minte când au închis dosarul prima dată și au zis că eram toți acolo, că ce căutam acolo, că bine ne-au făcut jandarmii. Exact. Atunci, aia e prima dată când am fost tras la răspundere de inspecția judiciară. Treaba e că cu asta se ocupă inspecția judiciară, se uită după diversi oameni care, unii dintre ei sunt victime ale oamenilor din magistratură care n-au niciun fel de treabă cu magistratura, în loc să se uite la aceste cazuri care sunt foarte evidente. Din momentul în care a fost acel atac al justiției mult mai relaxat decât pe vremea lui Dragnea, deci post-Dragnea, de când Iohannis și-a dat mâna foarte frumos cu PSD-ul, pentru stabilitate, să spune și asta. Au stabilizat totul în jos.
și au modificat toate legile justiției așa cum au vrut, pe mână cu CCR-ul și pe mână cu majoritatea asta, ultramajoritatea. Da, spuneți că e o problemă de lege sau o problemă de resursă umană? Este o problemă și de lege și de resursă umană, pentru că au înțeles că este ok de acum încolo. Știți ce face inspecția judiciară? Ce face? Vânează tot felul de magistrați care nu au fost cuminți și fac dosare, să zicem, dosare de corupție, dosare, lucruri de genul ăsta care deranjează. Cu asta se ocupă inspecția judiciară. Știți cine a avut cele mai multe dosare? Cine? Magistrații care au ieșit în stradă la protestele pentru justiție atunci pe vremea lui Dragnea. N-au fost cuminți, au toți dosare la inspecția judiciară, unii dintre ei au multe dosare care tot revin. Dar aceste doamne judecătoare care se uită în gol sau înființează tot felul de parchete închise. Sau aia curând la nas? Sau doamna care nu știa să prepare ce avea nevoie să prepare acolo, nu au nicio problemă, nu le-a văzut inspecția judiciară. Bine, asta curând la nas are niște probleme, că e în arest. Da, că tot niște parteneri fractori. Legea penală, dar nu are... Nu, cu nu are o problemă cu activitatea ei profesională. Nu a luat-o nimeni pe decizii date pe nașpa. Nu, dar mie mi se pare că e aceeași conivență, așa. Și e dramatic să ajungă așa breasla magistraților. Mie mi se pare că ar fi trebuit să spună colega ei că bănescă rana aia la nas, adică să ca la oameni, dacă te văd pe tine Răzvan Zafir, nu știu, cu o rană, zic, ce-ai pățit, bă, omule, te ajut cu ceva, adică e o situație, ne cunoaștem, lucrăm împreună dacă suntem în același birou, nu știu, cu tu și Radu Buzăian, nu? Da. Adică, băi, cum ești, ce faci? Dacă îl vezi că e o situație de genul ăsta, cred că e important să te duci mai departe, să spui, bă, oameni buni, colega mea, de care spunea corect... Da, un pic de preocupare, un pic de empatie, așa, da. Ce-ai făcut, te-ai lovit la fotbal, nu, ai fost agresat, corect. Și după aia... Apropo de Radu cu fotbalul, că exact. Da. Și după aia, da, am înțeles unde bați. După aia, să te duci să spui, bă, fraților, nu e în regulă că, așa cum spunea domnul parlamentar, omul ăsta decide vieți, decide soarta. Dar dacă stați o secundă, că vreau să vă pun o întrebare colectivă. Sau poate să nebunească de cap. Eu nu știu cum oamenii ăia, că mă întorc la ce spuneam mai devreme, părinții acelor copii. Eu nu știu cum au rămas zdraveni la mine. Vorbim un pic și de părinți. Vreau să vă arăt niște imagini. Domnul Vanghi, aveți 20 de ani de meserie? 22. Mulți înainte. Doamne ajută. Difuzăm niște imagini. Și gândiți-vă în timp ce ele rulează pe ecran, dacă vă așteptați vreodată să le vedeți, imaginile astea. Ia dați-le. Ia ziceți, domnul Vanghele, vă așteptați vreodată să-l vedeți pe Oldea la DNA, ieșind, intrând, oricum, dar în situația asta, dar fi chemat, nu o vizită de curtoazie? Bănesc că a fost de multe ori la DNA acolo, păi, faptul că l-am văzut noi la... Depinde cum vii. Exact. Cred că la un moment dat dormea acolo. Sau păi și de data asta, a stat 15 ore, presupun că și acum probabil că, un power nepofitros. Și cred că s-a și discutat despre ce s-a renovat. Ce păi s-a că a schimbat, exact. Aici, nu era așa. Ne vremea mea. Ne bate joc, exact, da. Nu mă așteptam la asta, dar nu-mi dau seama. Recunosc că nu sunt familiarizat cu absolut niciun detaliu dincolo de ce s-a spus public. Au vorbit cu un om, dă-ne niște bani să aranjăm noi, să scap de pușcărie. În afară de asta n-am înțeles mare lucru. Trebuie să pun asta de la început ca să nu... Nu, că nu intrăm pe detaliile, că nici la speța de la tragedia din 2 mai n-am intrat pe detalii. Vorbim așa, imaginea de ansamblu, vă așteptați la această imagine? Se încheie o eră, ce doamne arte, e un T0 în România, în politică, în justiție, în ce vreți, societate civilă, cu avea și noi. Păi nu știu dacă e un T0, pentru că dacă e un T0, nu știu pe ce să construie, că după un T0... Na, teoretic te duci în sus, construiești pe ceva. Astăzi, după părerea mea, nu prea mai ai pe ce să construiești. Pentru mine, eu nu mă așteptam din altă perspectivă, dacă e să vorbim despre imaginea asta. Eu nu mă așteptam să mai fie cineva la DNA. Eu n-am mai văzut pe nimeni la DNA. Gen, inculpat sau cum? Nu, în sensul, un om, procuror. Păi de ce? Cineva, că e închis. Păi de ce s-a sunt dosare acum? E viceprimărița din Brașov. Aia, da. Clotilda a trimis în judecată. Acolo am văzut câteva... Acolo se luptă la baionetă. Domnul Vlaghiori, că ați adus în discuție puțin mai devreme prezența dumneavoastră la protestele din 10 august, care erau într-o oarecare măsură legate de justiție. Deci sunteți un pasionat al statului de drept. Într-o mare măsură erau legate. Dumneavoastră, cum credeți că se mai uită cetățeanul român la justiție după subiectele cu judecătoarele de mai devreme, ăla de la Iași pe care l-ați adus dumneavoastră în discuție și speța asta cu generalul Coldea, care tot legată de justiție e până la urmă?
E greu ca cetățeanul să mai aibă încredere în justiție văzând cazurile astea cu judecătoarele, repet, ba la instanțe foarte mari, importante, ba la un dosar de un interes enorm pentru societate. În al doilea rând, imaginile cu fostul actualul general Coldea. Păi, un general nu are ce să caute, mă gândesc, un general de informații sau de armată sau orice fel de general, nu are ce să caute să dea consultanță în dosare penale. Nu discutăm vinovăție, nu discutăm, asta e o chestiune de dosarul în sine. Dar în momentul în care te pui într-o astfel de poziție, să intri într-o zonă de consultanță pe dosare penale, sunt o grămadă de semne de întrebare. Eu nu cred că ei în acte ziceau. Eu cred că aici nu, aici e o confuzie. Ce confuzie, domnul Cosma? Păi, stați puțin, în primul rând, omul nu mai este activ. Păi fost, să zic, de la în rezervă. Dacă ați spus că generalii să nu facă consultanță. Păi general, nu are general. Când păi ești nu stați așa, că dăm un alte lucru. Deci, pe de altă parte, nu general... e consultanță, din ce am înțeles eu, acum mă uit la acuratețea informațiilor așa, care le avem de la presă. Nu s-a făcut consultanță pe dosare penale. S-a făcut consultanță și aici va trebui să vedem acel contract consultanță civil. Consultanță la avocați se face pe dosarele pe care le avem. Avocații pot cooptă un dosar, experți, economici, financiari, pe contabilitate. Păi, și domnul, și deci, acum eu vă spun din perspectiva este pentru general. Că... Păi nu este general. Ce... Da? De nu, avem atâtea exemple deci... în care oameni care au, fost, au avut o activitate da, înainte, ăștia, ascultați-mă până la capăt să vă explic. Oamenii ăștia au pensii speciale. Sunt foști, mă rog, sunt actual general, că sunt în rezervă, dar tot general sunt, ai statul român, a condus care cel mai mare serviciu care de informații. Da? N-ai ce să cauți acolo. Dacă ai pensie specială, în mod normal, că uite, vorbim da. De Uniunea Europeană, da, sunt candidat independent la europarlamentare. În Uniunea Europeană, după ce ai ieșit dintr-un mandat atât de important, nu mai poți să mai ai activitate legată de mandatul respectiv. Păi nu puteți să dați și un pic da, de consultanță nu pe Parlamentul European? Nu mai poți să mai dai un pic păi de consultanță. Un general care a ajuns președinte. Asta este recent. Și ideea. Și oamenii respectivi unde? Iau bani după aia, așa cum iau generalii respectivi. Stați că nu știu ce general. Cine de ce? Nu? Da. Și ce general era? Păi a fost general. Nu a dat consultanță, a intrat în politică. Și păi a fost președinte. Nu, dar tot pe această logică. Nu, adică nu poți să-i pui, să-i parchezi, să nu mai lucreze nu, nimic. Nu, haideți să nu amestecăm lucrurile. Dar n-am zis asta. Nu cred că n-am că fost zis atent. Că în Uniunea Europeană cei care au fost general și au pensie specială, nu, gata, cei care au avut o anumită funcție primesc o indemnizație ulterior și nu au voie să lucreze în zona respectivă. Și ăștia de aici primesc super pensii speciale, apropo că tot discutăm de pensii speciale. 50.000 de lei pe lună. După care merg să dea consultanță într-o zonă în care să mă să l ascultăm și pe domnul Vaghele, că l-am văzut nemulțumit mai devreme. Care este area de expertiză a acestui cetățean Coldea? Nu cunosc detalii, dar vorbesc ca idee. Nu, dumneavoastră ați dus-o așa într-un abstract și a spus poți să ai experți contabili, finanțiști, macro, nu știu... Informații contra informații? Păi, poți să folosești expertiza lui generalul Coldea ca avocat în niște dosare penale? În ce fel? Cum? De exemplu, la o evaziune fiscală, dacă omul are pregătire pe economie, pe contabilitate, păi poate da. Stabili care este adică quantul... Și ce vă cheamă, mai ține câte contabilitate? La un serile, dă nu te trec. Deci noastră credeți că domnul Coldea e contabil în timpul liber sau ceva? Era forță pe contabilitate. Contabil general. Dar să nu mergem atât de general, că oamenii după ce ies la pensie, fie polițiști, fie judecători, toți lucrează, unii merg să lucreze ca domnul avocat. Domnul Cosma, stați așa că nu vă înțelegi. Da, pompierii își fac firmă. Domnul Cosma, de... l-are președinte pe domnul Ciucă. Dacă veniți cu generalii să stea cu miții acasă, nu lăsați fără președinte de partid. Da. Deci, dar nu era vorba de general, dar era vorba din zonele astea, mai sensibile. Astea, da, și domnul Ciucă văd că s-a dus într-o zonă din asta foarte soft. Scrie cărți. Că înțeleg că aia, tot ce am văzut eu cu un om... Ce face Ciucă nu interferează cu ce a făcut înainte. Da. Nu interferează. Nu. Deci nu e ca și cum, domne, a venit de acolo, deși noi cu președinte la problema serat. Noastră, nu are treabă. Aici e altceva. Problema noastră este că un om cu pregătirea și cu, cum să zic, vorbele pe care le are, puținele vorbe pe care le are domnul Ciucă la el, a ajuns așa... în poziția asta și a ajuns... Mă și miram să nu începeți cu niște jigniri la 10-25. A ajuns să ne spună că, adică să ni se prezinte și drept scriitor. Vă rog eu frumos să-i luați apărarea. Că mi-e rușine de ce spune domnul Vanghele. După ce domnul Ciuc a parcurs cariera militară, cu toate cele, începând cu liceu militar, școală militară, studii superioare militare,
Credeți că n-are ce să scrie? Credeți că ar putea scrie două am făcut cărți și eu. La tot ce a fost, teatre de operațiuni, tot ce a fost în armată. Eu cred că are ce să scrie. După aceea poate, eu nu i-am văzut, încă n-am citit cartea, o să o citesc. Nu spuneți pe post, da? Vă aude. Nu e o problemă. Dar urmează. Asta. Dar eu cred că experiența pe care a acumulat-o în acești ani în armată, un general, și dumneavoastră ca fost șef al statului major al României, eu cred că are ce să spună. Și dumneavoastră considerați, văzându-l pe domnul Ciucă, vorbind liber așa la televizor, bănesc că va vorbi și în adunări din asta partid și așa mai departe, îl considerați un om echipat, corespunzător pentru a scrie o carte? Pe una e vorbitul, alta e scrisul. Ok, am înțeles. Păi na, dar noi nu avem colegi de presă scrisă spectaculoși cu literele pe hârtie. Președintele Ciucă, prin ceea ce a acumulat în perioada aceasta, eu cred că are ce să spună. Măcar de curiozitate și merită citită. Viitorilor politicieni, să scrie. Eu, nefiind în solda generalului Ciucă, vă promit că n-am să citesc această carte. Mie mi se pare altceva interesant. Am văzut și la doamna Clotilde Armand că a scos o carte. Dom'le, când au timp oamenii ăștia să scrie cărți? Da. Asta mi-e, deci timpul, nu că sigur că ai ce să povestești acolo, să ne zică de la nazi, adică acolo înțeleg ce, dar când, asta e întrebarea. Dar asta probabil va fi, ăsta va fi un subiect pentru toamna acestui an, când o să candideze la prezidențiale, n-are rost să consumăm acum timpul de la campania de locale pentru cea de la prezidențiale. Îi consumă PNL-ul resursele financiare acum, domnul Ciucă, din ce știu, nu candidează nici pe lista de europarlamentare și nici la vreo primărie pe undeva. Nu și cred. Tot DNU e plin de domnul Ciucă. Același mecanism ca la USR. Păi asta voiam să vă zic. Mecanism. N-am întâlnit aceeași speță și la USR cu Drulă. Cu Drulă, peste tot. Drulă nu candează. Păi Drulă, da, Drulă te pregătești. Drulă pe... Unul gospodar își face campanie de la prezidențiale, deci, de la locale. Atât Ciucă, cât și Drulă, ca să zic așa. Domnul Vaghe, recunoașteți că vă deranjează că nu-l vedeți pe Marcel Ciolacu pe toate gardurile. Asta vă deranjează, de fapt. Domnul Marcel Ciolacu ne-a dat un teaser foarte bun pentru viitoarea carte aia. După ce am cumpărat toată concurența, mi-am închis balconul. Păi asta e ordinea firească. Exact. Aia mi s-a părut că deja poate să, nu știu, ducă într-o zonă din asta de carte, adică acolo dar simțeam nu, ceva. Dar tot că să lămurim și asta cu timpul. Dar unii când au timp să-și dea bacul, totuși, dacă sunt funcționari. Care de trei? Cine? Pe care l-ați prins? Că noi avem o clasă politică formată din intelectuali. Nu știu că și domnul Tudose și-a dat bacul pe la nu știu câți ani avea. Cum era că l-ați găsit și pe Tudose, că nu era cu... Stați, domnul trageți, Tudose... apropo de militar, trageți în prieteni acum, păi ce faceți? Da, nu, păi dar e o realitate. Păi nu știți pe domnul Cosma, dânsul nu e. Tot la vârsta aia, n-am ce să-i fac. Domnul Cosma a lăsat un mare stat în stat, nu-i cu PSD-ul. La... Vedeți că vă ceartă domnul general Ciucă. Trebuie să vedem pe când a fost, că nu bacul a fost la timp. După aia s-a mai apucat de aprofundări. Da? Ah. Uitați-vă și mai jos la doamna Firea cu Azilele Groazei. Uitați-vă pe toată lista aia. Vedeți că împreună acolo sunteți... Nu, dar nu l-ați găsit pe domnul Cosma, că dânsul cu PSD-ul de geoculare. Hai, putem discuta. Nu e, vorbi pe ei urâtă tot. Dar dumneavoastră vă susține aurul până la urmă la Consiliul Județean? Că tot am auzit zvonuri. Sau dacă vor bine, dacă nu. N-avem o alianță. A, deci nu-i formalizată treaba. Auru este partidul care a înțeles în județul Satu Mare cu ce ne batem acolo, cu o barieră a votului etnic. Adică PSD-ist-o udemeriști. PSD-ist-o udemeristă. Asta se întâmplă în momentul de față. Și Auru a fost partidul care a spus, da, domnule, pentru județul Satu Mare, n-are rost să ne punem și noi candidat la Consiliul Județean, mai bine... mă susțin pe mine pentru un proiect pentru județul Satu Mare. Și acum vreau să vă prezint o speță, de fapt o să rog pe domnul Cosma, că și așa l-am văzut de la început că vrea să vorbească pe tema, să mi-a atras atenția. Ia spuneți-ne cu doctorii chemați la campanie electorală. Deci asta mi se pare senzațional. Deci erau medicii la ei la spital acolo, cu pacienți, pansau, coseau, ce doamne iartă, palpau, ce în scop medical, nu, că numai la prostii vă gândiți. Așa și a sunat PSD-ul. Bă, veniți un pic, am treabă cu voi. Exact. Și oamenii mă întreabă, vă simțiți rău? Mă simt foarte bine, dar mă simt și mai bine cu voi în campanie electorală. Le mergea rău campania, i-a luat cu leșinul când au văzut sondajele. Cum să chem medicul în campania ta electorală când medicul e în timpul serviciului? Haideți, dați-ne așa niște detalii. Deci, să vedem dacă imaginea pe care povești de astea. Imaginile, astea nu sunt cu medicii. Astea nu sunt cu medicii, astea sunt fără. Căutați-le alea cu medicii. Deși e acolo o persoană îmbrăcată în alb, putea să arunce o privire. Da. Ideea este în felul următor. După ce le-am spus câteva zile la rând, i-am informat pe săptămână, vedeți că această conducere a pierdut această finanțare. Așa. Suntem județul fără secție de diabetologie, județul fără secție de chirurgie toracică, fără secție de chirurgie cardiovasculară. Domnule, dar județul ăsta e în România? În momentul ăsta, o să vă vină greu să credeți, este în România încă este în România, dar
În momentul în care au văzut că au probleme serioase, ce a zis președintele PSD, domnul ăsta care avea bar de striptease, Govor? Domnul Govor avea bar de striptease. Că m-ați luat cu la, da? Acum la ora asta putem să spunem, nu? Că avea... Bar de striptease, dar mi-a zis data trecută că avea bordel. L-ați băgat pe unul altele. Toată lumea știe care e tipicea. Una este, alta este... Așa, domnul ăsta care avea bar de striptease, night club, acum candidează la președinția Consiliului Județean. Și ce s-a gândit dânsul când a văzut că e problemă, da? Așa. A zis, a pus mâna pe telefon, a pus-o pe directorul medical de la PSD, doamna Paula Mare, să-și sune medicii, ia cheamă-i la partid să facem o conferință de presă, să-i arătăm noi lui ăla de la PNL că suntem tari. Au venit medicii și i-a pus în fața faptului. Păi și dacă îl lua pe Sădmărea asta... rău și voia să ducă la spital, cine îl mai umblojea? Acolo unii așteptau. Au fost sunați 50 de medici și au acceptat 13 parcă să vină la această conferință de presă, unde, că vorbeam acum de studii, doamna manager medical, în timp ce era vicepreședinte a Consiliului Județean, și-a făcut rezidențiatul în medicină, dermatologie. Da. Și este și doctor în medicină, doamna aceasta, de managerul medical, acolo vedeți, în imagine. Au găsit colegii. Și așa au înțeles dânsii să comunice. Deci, efectiv, i-au păcălit pe acest medic, președintele PSD, și în timpul programului de la servicii a adus, haideți aici, avem nevoie. Domnul Flagherie, dacă în campanie, să zicem, ați avea nevoie de întărire, a sunat la o școală. Domnule, sunt profesori la școală, dar haideți, lăsați-i pe copii 10 minute, că nu fac nimic, că sunt educați. Veniți un pic la mine la conferință. Eu sunt curios ce plângeri ați făcut în legătură cu chestia asta, că dumneavoastră practic necesizați acum niște fapte penale, cum descrieți. Dar noi nu avem. Asta s-a întâmplat la ora 13 exact, atunci când medicii erau la servici. Și o să faceți necesare împotriva celor vinovați? Absolut, dar este, asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat la ora 13 când medicii erau la servici. Am ieșit după aceea cu raportul Curții de Conturi cu 200.000 de lei, bani luați pentru gărzi inventate și sporuri închipuite. Doamna aceasta de la PSD, managerul medical a luat 66.000 de lei în 11 luni pe sporuri inventate. Faceți plângere, asta vă zic tot timpul. Asta dacă ieșiți doar la televizor, cu ele e doar campanie electorală. Genul ăsta de vasalitate asumat așa față de conducerea PNL, față de generalul Ciuca, mai devreme a fost clar afișată. Păi dacă e președintele partidului, ce doamne să... Dar n-aveți o problemă să mai faceți parte din acest partid? Adică nu aveți o problemă cu deciziile, inclusiv decizia asta de alianță cu PSD-ul despre care vorbiți în termeni ăștia absolut... Pe care totuși o aveți dar la județ Naucică. Nu, dar nu la județ, dar au la europarlamentare și tocmai a zis de cineva de pe lista de eu. Poate vă votează pe dumneavoastră. Puteți să știți? Dumneavoastră mai devreme ați încercat să-mi spuneți mie că bat câmpii, am înțeles. Nu, a fost elegant. Sigur, elegant, da. În legătură cu generalul Ciucă, dom'le, nu este generalul Ciucă o nulitate, ci este un om extraordinar și merită să scrie, nu o carte, așa. Asta ați făcut dumneavoastră. Dar de ce aveți această abordare în condiție în care criticați activitatea, nu până la urmă politică, gândirea politică, strategia, nu dacă să rămânem în zona asta militară, pe care... pentru PNL, a ales-o domnul ăsta Ciucă. De ce nu criticați asta? Adică nu pot să înțeleg. Mie dacă nu mai place aici, am ridic și plec. Îmi cer scuze. Gazul meu... Eu o să vă rog să stați până la pauză și dar nu la pace. În interior, noi am avut discuții pe tema aceasta, doar că eu, în momentul de față, sunt președintele Organizației Județene Satu Mare. La mine nu există compromisuri de acest gen. Adică felia pe care o administrez eu și o pot gestiona eu, nu fac cu compromisuri și nu fac compromisuri și blaturi la nivel de județul Satu Mare. Împotriva acele liste? Acea decizie cu lista comună a fost supusă în vot, la vot în Biroul Politic Național. Și asta a fost rezultatul. Minoritatea se supune majorității. Mm-hmm. Asta a fost rezultatul. Da, da. Pentru diferite motive. Că așa e bine, că pentru stabilitate și am înțeles-o. Da? Deci, dar, okay. la nivel de alianță, de coaliție, am spus foarte clar și nu m-am ferit de cuvinte să o spun atunci când, de exemplu, așteptam toți acea reformă bugetară pe care a promis-o domnul Marcel Ciolacu. Eu am spus-o de fiecare dată. La 1 iunie trebuia să vedem efectele reformei bugetare de scăderea cheltuielilor bugetare. Nu s-a întâmplat acest lucru. Și ce au angajat vreo 3.000 de oameni. Păi ieșiți din coaliție.
Păi n-am decât să susțin această poziție ce vă spun aici public și mi-o asum. O susțin și în cadrul Biroul Politic Național. Va veni momentul când va trebui și PSD să dea socoteală pentru toate derapajele astea. Deci trebuie un pic de răbdare. Asta vă zice domnul. Eu ce pot să vă spun următorul. Eu nu vin niciodată la emisiune. Da. Vin la emisiune la oamenii ăștia în prețuire pentru ei, dar niciodată cu politicieni. Pentru că eu nu pot să duc... nu știu, mangleala asta, iertați-mă. Adică nu înțeleg, dacă eu am o problemă cu o alianță cu niște oameni pe care întâmplător îi văd la mine în județ pe aia, comportându-se absolut ticălos, așa cum dumneavoastră ați dat acum 30 de secunde niște exemple, cum Dumnezeu rămân eu în această poveste care la nivel central este unită, închisă cu lacăt? Nu pot să înțeleg, eu omenește, nu pot. Fac și eu o precizare. Ia spuneți, domnul Blagher, nu pot să fii, hai să fie foarte clar și pentru toți telespectatorii. Nu pot să fii și la putere și în opoziție în același timp. Că poți să ieși la televizor sau pe rețele de socializare și să spui că ești în opoziție, dar de fapt beneficiezi de toate lucrurile drăguțe de la putere, nu se poate, să știi. Nu e, ori sunteți la putere și sunteți la putere, ori aveți o alianță. Eu înțeleg că nu e la putere. Și la putere, când vă convine să fiți la putere. Domnul Vanghele, hai să vă dau exemplu. Știți ce am făcut eu în 2022? În 2022, președintele organizației județene fiind, am avut o alianță cu UDMR-ul. În momentul în care am văzut că lucrurile nu merg bine, noi am avut la acel moment... doi vicepreședinți de Consiliul Județean, doi viceprimari. Am făcut o ședință, am spus, în momentul ăsta sunt două variante. Ori plec eu din această poziție de președinte, ori ne dăm demisiile și ieșim din coaliția cu UDMR pentru că ne ducem de râpă. Așa. Da? Și județul ăsta eu nu girez. Să mergem în această direcție în care nu se face nimic, pierdem fonduri, eu nu vreau să fac parte din asta. Colegii mei au dat un vot și am renunțat la patru funcții importante la nivel de județ. Doi vicepreședinți de Consiliul Județean, doi viceprimari. Asta am făcut că a depins de mine, da? Și am făcut acest lucru și am mers și am stat 2 ani în opoziție și astăzi mă bat să câștig președinția Consiliului Județean, să fac lucrurile așa cum trebuie pentru județul Satmare. Și am plecat. Fiți nu s-a mai întâmplat eu, așa ceva tuturor. În județul nostru, ce să pleci propune? De la putere în modul ăsta. Domnul Vanghele, o secundă, că am o propunere și sper să fiți de acord, dacă nu, cu regret o să trec peste. Că... deci, eu zic așa, am măscărit destul situația internă din țară, și pe prima oră, și pe prima jumătate din ora a doua. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și vreau să-l întreb pe domnul Vlad Gheorghe, că dânsul e responsabil în seara asta cu ce se întâmplă în Europa, dacă suntem bătaia de joc a celor din România și doar atât, sau se întâmplă chestii dubioase și la nivel european. Pentru că eu urmăresc de câteva zile o știre care mi se pare de-a dreptul șocantă. Un român a fost ucis în Belgia și pare că autoritățile din Belgia vor să transforme o crimă în infracțiunea de obstrucționare a traficului? A unui drum public. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu subiectul ăsta, care mi se pare în egală măsură scandalos. Pauză și ne întoarcem în direct. Am revenit în direct după toate nefericirile pe care le-am dezbătut până acum în emisiune, nefericiri, tragedii, nasoale, depinde cum vreți să le încadrați, petrecute în țară. Vreau să ieșim puțin să ne externalizăm politica editorială. Domnul Vlad Gheorghe, i-am anunțat pe telespectatori înainte de publicitate, în Belgia a murit un șofer român. De ce? Niște copii, sunt tineri, mi se pare că unul dintre ei avea deja 18 ani, celălalt nu, dar niște copii au aruncat un capac de canal și l-au ucis pe om. De la omor, autoritățile belgiene au considerat că infracțiunea, fapta de care se fac vinovați ăștia, copiii ăștia criminali, ar fi obstrucționarea, cum a zis, traficului rutier sau cum? Obstrucționarea unui drum public. Obstrucționarea unui drum public. Cu consecințe deosebit de grave. Și dumneavoastră, că v-am văzut că aveți reacții publice pe subiectul ăsta, credeți că de fapt acolo ar fi o crimă? Acolo este fără îndoială omor, pentru că și înainte discutam acest subiect, înainte să intrăm în direct cu telespectatorii noștri, este... eu nu văd cum ca procuror poți să faci această reîncadrare, pentru că inițial menționez că i-au fost încadrați la omor. În primul rând, în al doilea rând, e deja un fenomen, pentru că s-a mai întâmplat o faptă similară, numai că șoferul
a avut noroc celălalt. Tot copii ăștia. Toți cu niște copii. A, nu știm aceeași, dacă sunt aceiași. Nu, tot niște copii au făcut o faptă similară și șoferul respectiv a avut noroc și a scăpat cu zile. Uh-huh. Deci se poate răspândi ca pe un fenomen. În momentul în care ai un astfel de pericol, tu trebuie să judeci drastic și foarte, foarte serios și foarte repede, ca să dai un exemplu, să nu se întindă astfel de fapte, da? Că vorbim despre omori și obstrucționarea drumului public. Nu poți să obstrucționezi un drum public cu un capac de canal odată și în al doilea rând ei n-au aruncat în tir ca să obstrucționeze drumul, ci au aruncat ca să facă un rău. Deci este clară intenția acolo. Aici am o problemă. Erau și un pic drogați. Termenul de specialitate ar fi funny guess. Da, ce ar fi băgat. S-a început să apară și în România. Asta trebuie să fie foarte clar. Trebuie să fie întotdeauna circunstanță agravantă, nu atenuantă pentru fapta respectivă. Și am o problemă foarte mare cu autoritățile belgiene pentru această reîncadrare, motiv pentru care am scris atât Ministerului de Justiție cât și Ministerului de Interne că nu este normal ce se întâmplă și că ei trebuie să reîncadreze așa cum au încadrat inițial la omor, spunându-le toate aceste lucruri, transmițându-le oficial faptul că dacă o să o lase așa, nu numai că este injustiție, dar fără îndoială avem discuții despre cum ar fi tratat același caz dacă nu era un șofer străin, să nu zicem român. Păi de ce nu zicem român? Și, păi, nu vi s-a părut așa că e o atitudine diferită față de cetățenii români? Mie mi se pare că este o atitudine diferită față de cetățenii străini. N-ați văzut că noi avem Schengen de săraci? Eu apăr și cetățenii români și toți ceilalți cetățeni. Și nu zic săraci în sens peorativ, ci în sens de sărăcie intelectuală a celor care l-au negociat. Ideea e să nu-i lăsăm să ne trateze așa și nu-i lasă să ne trateze așa. Și la fel am făcut și adrese către Ministerul Afacerilor Externe al nostru și către consulat, pentru că și ei trebuie să facă... De-aia au avut vreo reacție până acum? Au avut, să știți, au avut consulatul. Trebuie să spun că consulatul a avut reacție, consulatul a asistat familia victimei, deci oamenii s-au implicat acolo, dar nu avem nicio implicare de la București, nu avem nicio implicare de la nivelul înalt, acolo unde ar trebui să fie, pentru că e ceva foarte serios și Iohannis, în loc să se uite după tot felul de funcții, de lucruri de genul ăsta, ar fi bine să se uite către cazuri foarte reale, pentru de ce? Este foarte important să dăm un exemplu și să arătăm că ne apărăm cetățenii și că nu permitem să se întâmple așa. Vă dați seama, cu atât mai mult în Uniunea Europeană, dacă arătăm că noi ne reprezentăm cu adevărat cetățenii, vorbim de Iohannis, vorbim de Ciucă, de Ciolacu, să nu vă supărați pe mine că o să spun iar Ciucă, îi te spun, îi menționez pe toți. Atunci autoritățile respective o să ne trateze așa cum merităm, ca pe niște cetățeni europeni de fiecare dată când mergem în străinătate. Domnul Cosma, ce a zis că dumneavoastră ce credeți? Logica că ce? Asta juridică pe care nu știu de unde au scos-o cu încadrarea faptei, da, este deplasată, clar, pentru că acolo există intenție. Eu sper să nu se meargă totuși în această direcție, dar nu văd implicare, de exemplu, Asociația Transportatorilor din România, pentru că îi văd foarte activi în anumite situații. Nu, asta este nevoie de implicarea autorităților activ statului român. Eu sunt convins că MEAE-ul deja are procedurile făcute, pentru că dacă nu are și nu a cerut informări despre acest caz, avem o problemă reală. Nu știu, păi avem o problemă reală, asta vă zic, dar că eu am făcut acele adrese și acele solicitări de informare. Bun, asta știți ce ați făcut, probabil și MEAE-ul a făcut la fel de mersuri. Trebuie să ne zică și nouă. Și ar trebui să ne zică, probabil. Dar ce e așa secretos Ministerul de Externe? Ar trebui să aflăm, pentru că cetățenii români trebuie apărați de către instituțiile statului român și cred că o vor face. Acum, astfel de cazuri, să știți, s-a realizat și un film, dacă nu mă înșel, da? În SUA, au mai fost astfel de cazuri și toate au fost încadrate ca și crime. Deci e clar că... Dacă nu, sunt crime, ce, doamne, iartă-mă? Domnul Vanghele, eu încerc să nu balunec pe panta aia populismului, că, domne, colonie, nici colonie nu suntem, că altfel n-ar fi făcut drumuri și nu știu ce, dar acum, oricât ai vrea să fii de occidental, fan, disperat, cu steagul european în suflet, dar nu vi se pare că suntem luați de foarte, foarte, foarte fraieri, de absolut toate țările care au apă caldă la robinet, fără nicio aluzie la campanie electorală. Malta nu ni-l dă pe prințișorul, da, Paul. Italia nu dă pe nimeni. Grecia nu dă pe nimeni. Nici Republica Moldova nu ne trimite condamnații când trec prutul. Deci suntem ultimii proști din această, de pe acest continent. Domnul Zanfi, dar aduceți-vă aminte de un moment când a venit așa premierul Japoniei în România și l-a lăsat cu mâna întinsă. L-a lăsat să se plimbe pe aici, pe Marco, și la noi. Dumnezeu să-l ierte. Și în țoabe. Da. Și în țoabe, nu, că tu dosi bine sănătos. Da, adică l-a lăsat bine să se plimbe prin păi București. Păi și asta ce e? Un fel de... Prem respect, nu? Da, dumneavoastră, schimba Dragnea cu dosele. Nu, eu cred că, de fapt, nu suntem neapărat noi luați de proști. Noi suntem luați de proști pentru că suntem reprezentați de aceste creaturi. Nu crezi că ești de niște proști? De niște proști, da, dacă am să nu zic ca să nu... Păi eu am zis ca să nu ziceți. Să nu zic, da, și eu n-am zis. Nu ne-am sincronizat. În momentul în care ești reprezentat
de un om cu pregătirea Alinei Gorghiu din poziția de ministru al justiției, normal că oamenii aia râd. Dom'le, dar ăia se uită la ce oameni politici avem noi. Aici am un amendament. Vă rog, luați-i dar 30 de secunde apărat. Ceea ce a reușit doamna Gorghiu cu aducerea fugarilor în țară, îi... Aducerea fugarului. Nu sunt prea invitați, fugarului. Păi cine mă a dus pe unul cu 1000 de lei prejudiciu? Ăla, pe ăla din Austria. Păi care tot ăla cu 1000 de lei. Cred că nu știa care are prejudiciu ăsta, cred că nu știa că a fost condamnat pe mult. De versul care l-a făcut Ministerul Justiției, tot prin proiect, ca fugarii să fie aduși pe banii lor înapoi. E extraordinar. Niște pași care s-au întâmplat. Banii erau problema? Adică, totuși, România, statul român, stăm banii pe care trebuie să-i plătim ca să vină, nu știu, opresul. Nu vină și ne uităm cum ei, noi trebuie să plătim de la stat. Dumneavoastră aveți, din dumneavoastră aveți tot felul exotice de preocupări din astea, cum să vă spun, așa, de râs. Asta era problema, pe ce bani... Bine că îi aducem acasă, pe fugarii ăștia care au... Problema e că nu îi aducem, domnule. Problema e că nu-i aducem. Poate trebuie să-i motivăm, domne, să-i momim cu ceva. Înțelegeți? Domne, facem ceva frumos. Să le introducem ca pentru Escobar. Mandatul doamnei Gorghiu chiar au fost aduși mulți acasă. Nu știu să vă dau numele la toți. Ar fi doi, poate că au fost aduși mai mulți acasă. Vreau să zic, domnul Vlaghiorie, dumneavoastră vi se pare că e vreo țară din Uniunea Europeană, să nu mergem prea departe, care ne respectă, instituțional vorbind? Ne respectă țări. Cine ne respectă pe noi așa instituțional, nu pe noi cetățeni că ne scuipă în mâncare când mergem acolo ca turiști. Instituțional, cineva cu care avem niște relații. Asta vreau să zic, hai să separăm foarte clar cum suntem văzuți noi românii. Și avem o grămadă de români de super performanță și în instituțiile europene, avem o grămadă de români de super performanță și în instituții din țările membre din celelalte țări. Să facem distinția asta foarte clară între români, așa, cetățeni și instituții. Reprezentanții noștri. Instituțiile sunt, da, okay, oameni. Reprezentanții, atunci. Reprezentanții noștri care nu-și fac treaba. De-aia nu suntem în Schengen, de-aia vedem că l-au trimis pe domnul Bode acolo. Să ne aducem aminte că domnul Iohannis, când a fost discuția de Schengen, aia importantă, că puteam să intrăm în adevărat. Și după Schengen, ce a plecat Bode, de ce nu ne-a introdus în Schengen ăsta la tonou? Păi pentru că sunt tot oamenii lui Iohannis acolo care își, cu ce se ocupă? Acum, decizia asta și dumneavoastră trebuie să știți că a fost una politică a Austriei. Bun. Și începe melodia, se termină emisiunea. Domnul Vlaghiorie, europarlamentar independent, candidat, domnul Ovidiu Vanghelie, jurnalist de investigație. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Noi ne revedem mâine la ora 18, formulă completă, colegul meu, Radu Buzeanu. Toate cele bune!